Rezultatele deosebite la olimpiadele școlare sunt rodul muncii elevilor pe parcursul tuturor anilor de studiu. Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești se poate mândri cu cele mai multe calificări la etapele naționale ale acestor concursuri. Noi suntem bucuroși ca în fiecare an, în ultimii vreo 20 de ani, că avem cei mai mulți olimpici naționali și asta nu înseamnă neapărat excelență cu orice preț, ci înseamnă și faptul că peste 100 de copii din școală, adică un procent important, lucrând zi de zi, atât la clasă cât și acasă, lucrând mult, au reușit să obțină aceste rezultate deosebite. Justin este cel mai mic elev al liceului calificat la olimpiadele naționale. El a făcut performanță la informatică, lingvistică și matematică. Muncit, am lucrat. S-a părut mai greu decât ce faci la clasă? Da. Mai greu. Și acum la etapa națională cum crezi că o să fie? Mult mai greu, mă. Foarte mulți elevi sunt calificați la mai mult de o disciplină. Eu m-am calificat la etapa națională la olimpiada de matematică și de informatică. Cât de greu a fost să ai această performanță? Aș putea spune că e un proces de lungă durată, mă pregătesc din vară pentru ambele materii, muncesc în fiecare zi ore bune, dar n-aș spune că e un proces greu pentru că mie îmi place și o fac din pasiune și din convingere. Calificată la Olimpiada Națională de Fizică, la lingvistică și cu echipa de volei a liceului de gimnaziu. Discipline diferite. Da, chiar sunt diferite. Și anul trecut am fost calificată tot în aceeași arie. Anul ăsta am ratat informatica comparativ cu anul trecut, dar am adăugat sportul. Nu pot să fac sincer să trăiesc fără sport. Este dificil pentru un copil de clasa 8-a care are și simulările și evaluările naționale de dat, dar pot să le împing pe toate. Câte am văzut la limba română, m-aș aștepta la o mențiune, dacă nu un premiu, iar la lingvistică, sincer, nu știu ce așteptări să am, dar sper să fie un rezultat bun. Fiecare zi de învățare a fost o plăcere. Ai mai participat și în anii trecuți? Da, am mai fost încă o dată la Naționala de Biologie și am obținut și premiu. Conducerea LMV Ploiești speră la cât mai multe premii naționale la olimpiadele ce vor avea loc în perioada următoare.